Asociația Pro Infrastructură a realizat un material video cu lotul 3 al autostrăzii Sebeș-Turda, lot situat între Aiud și Decea. Aici lucrările sunt foarte avansate și cel mai probabil vor fi finalizate în toamna acestui an. Lotul 3 are 12,45 de kilometri și urmează traseul de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea. Pe acest tronson sunt două noduri rutiere, inclusiv bretele de acces la Aiud și Unirea. Valoarea contractului este de 420.511.921 de lei fără TVA, semnat în 16 aprilie 2014 și lucrările au avut termen inițial de finalizare în 20 martie 2016. Aici lucrările au început în mai 2014 cu proiectarea. În iunie s-a intrat în legalitate în ceea ce privește executarea lucrărilor prin eliberarea autorizației de construire. Termenul actualizat de finalizare a lucrărilor este luna decembrie a acestui an, însă dat fiind stadiul avansat al acestora, s-ar putea ca acest tronson să fie deschis circulației în toamnă. Lucrările la lotul 3 și 4 sunt aflate în cel mai avansat stadiu. Lotul 2 este preconizat că va fi dat în folosință abia în anul 2018, iar lotul 1 va fi gata cel mai probabil în anul 2019.